Mergem mai departe cu un entertainment fight între Kenzo și Mike. Iată-i pe cei doi într-un debut în această seară. Kenzo, numele său Ionuț Ciprian Rogoz, are 27 de ani, este din Baia Mare, are 68 de kilograme, a avut câteva meciuri pe reguli de MMA și în taekwondo în cariera sa. Adversarul său în colțul roșu sosește acum Mike. Și adversarul său, iată, este vorba despre Mike. Mike Valentin Cioacă din Craiova. 67 de kilograme pentru Mike, 1,73 m înălțime. Are mai multe performanțe la amatori, spre exemplu este campion național, mai multe titluri câștigate, inclusiv în Azerbaijan sau la, a fost participant la Accor Combat Games în Beijing 2010. Avem un sportiv în vârstă de 27 de ani. O greutate de 68 de kilograme, 1,72 m înălțime. A susținut 3 meciuri cu reguli de MMA și 10 de taekwondo până acum. Un meci din MMA câștigat și 10 din taekwondo. KO-uri 0, egaluri 0, înfrângeri 0. Se antrenează în Baia Mare. Este antrenat de domnul Haidu Sebastian Ioan la Alpha MMA Baia Mare. De acolo și vine, reprezintă orașul Baia Mare. El este Ionuț Ciprian Kenzo Rogoz. În colțul roșu, un sportiv în vârstă de 31 de ani. Cântărește 67 de kilograme, 1,73 m înălțime. A susținut în total 195 de meciuri, 184 de victorii, 39 prin knockout și 11 înfrângeri. Este antrenat de Sorin Pantera Tănasie la Pantera Academy Boxing în Craiova. El e Mike Valentin Cioacă! Prezentați cei doi luptători, unul vine de la Alpha MMA Baia Mare. Arbitrul în ring, Ciprian Sora. Este vorba despre Kenzo, antrenat de Sebastian Haidu. Celălalt de la Pantera. Atingeți mănușile, băieți, rugămintea la voi următoarea. Pantera, respectați Tănăsie regulamentul. Este în colțul lui Mike. Nu loviți cu cotul, nu țineți în clinch. Cel mai bun să învingă. Kenzo, luptătorul cu mânușile albastre, shortul roșu și negru. Arbitru, te... Și Mike, sportivul cu shortul roșu și auriu, mânușile roșii. A fost luptător de box. Amator, Mike. De partea cealaltă, Kenzo, cu câteva meciuri pe care le-a avut în MMA și taekwondo. Tocmai de aceea l-am văzut pe Kenzo cu aceste lovituri joase de picior. Știe că adversarul său provine din box, probabil nu este familiarizat cu ele și îi va fi greu să le blocheze. Și bineînțeles, pentru faptul că va fi greu să le blocheze. Vorbiți? Au început să vorbească un pic între ei cei doi. Ai grijă că ai lovit sub centură. Acum bravează un pic Mike. Mike încearcă să fie mai agresiv față adversarului său, încasează o lovitură joasă de picior, lovitură la corp, una la cap, foarte bine boxul, foarte bun boxul lui Mike, se vede lui Mike, într-adevăr, se vede că vine din box, are foarte multe meciuri la amatori. Kenzo de partea cealaltă cu lovituri bune de picior, acum din nou Mike, o serie lungă de brațe. Oh, low kick bun. Kenzo încearcă cu o lovitură din întoarcere. După ce a avut acel low kick bun, cred că tot la low kick-uri a trebuit să lucreze, poate și high kick-uri atunci când adversarul său lasă brațele jos. L-am tot văzut pe Mike cu brațele pe jos. Hai! Lupta, tata, lupta! Kenzo, low kick. Încă unul.
Mike încearcă să blocheze aceste low kick-uri așa cum poate el mai bine. Este o lovitură la Haul. Surprins acolo. Mike. Kenzo de Mike. În momentul când a lăsat brațele jos. Kenzo a lăsat un moment în brațele jos și imediat Mike l-a surprins. Da, o primă repriză care se vede că este vorba despre un entertainment fight între cei doi. Mai bun la lovitură de brațe, mai activ a fost Mike față de Kenzo. Partea cealaltă, Kenzo cu loviturile, low kick-urile, l-a surprins pe adversarul său. Indicații cei doi înainte de startul reprizei a doua. Ciprian Sora o să invite imediat la centru pe Mike și pe Kenzo. Tempo! Antrenori afară, vă rog! Rămâi acolo! Arbitru! Și pe repriza a doua suntem pe regulă de kickboxing. O ce de-a lungul timpului, în toți anii pe care a avut în spate Dynamite Fighting Show, toate gale pe care le-a avut în acest moment, peste 20 la număr. O serie bună a lui Kenzo, spuneam, a lui Mike. Spuneam că a propus tot felul de meciuri Dynamite, tot felul de reguli. Am avut și de karate tradițional lupte, am avut meciuri de arte marțiale mixte, de kickboxing, de box profesionist. Iată, avem și entertainment fight. Este al treilea meci de acest gen din cadrul galilor Dynamite. Low kick-ul lui Kenzo. Mike încearcă să le îmbrațe și încasează un genunchi sub cetură. Nu știu, spune Mike acest lucru lui Ciprian Sora. Adversarul s-a lovit sub centură. Mid-kick-ul lui Kenzo. În răspunsul lui Mike, câteva lovituri la capul adversarului. Low kick acum din nou pentru Kenzo. În genunchi la corpul lui Mike. Da, încă o dată încearcă cu low kick-ul. Sebastian Haidu strigă de la margine lui Kenzo că pe adversarul său îl doare piciorul. Oh, ce lovitură, ce călcâie reușește acolo Mike și îl pune la podea pe adversarul său. Kenzo a încasat această lovitură de călcâie la ficat și iată, este numărată și probabil făcut. Nu, se ridică, încearcă să... Nu. N-are cum să se ridice. Este knockout. Victorie în repriza a doua pe finalul rundei pentru Mike în această seară. O lovitură de picior foarte frumoasă la corpul adversarului și victorie obținută de Mike împotriva lui Kenzo în această repriză a doua serie de fotări pentru luptătorul craiovean. Revedem momentul. Oh, ce călcâi a reușit acolo luptătorul oltean direct la ficatul adversarului și victoria obținută de sportivul din Craiova. Victorie prin knockout în repriza a doua. Premiul câștigătorului va fi înmânat din partea Born Winner de domnii Martin și Dani Rusanov.
Doamnelor și domnilor, învingător prin knockout, în repriza a doua, din colțul roșu, Mike! Și iată victorie prin knockout în repriza a doua. Victorie pentru Mike obținută în acest entertainment fight împotriva lui Kenzo la categoria mijlocie.